Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Voi continua cu seria de filmulețe despre bolile albinelor. Astăzi e rândul să vă vorbesc despre amibiaza. Ce este acest amibiaza? Înainte să începem, ar trebui să vă spun că albina, ca orice ființă, are și rinichi, ceva ce seamănă cu rinichii, are acea funcție de a elimina acidul uric din albină. Iar acest amibiaza este exact acel virus patogen, să zic, care este soră cu nosemoza, care atacă sistemul de rinichi albinei. Mai bine zis, tuburile malpighieni, așa se numesc, și este foarte asemănător cu nosema în factorii de, să spunem așa, semnele clinice, adică tot un fel de diaree se poate observa la albină. Ceea ce este interesant este că acest amibiază afectează mai mult albina de iernare, fiindcă ea supraviețuiește ca și nosemoza foarte bine în afara albinei, în general în fecalele albinei și pe faguri, fagurii vechi, acolo supraviețuiește în afara albinei și rezistă foarte mult timp. Ce face această amibiază? Pur și simplu, după ce infectează uretra și tuburile malpighieni albinei, blochează să nu mai poată elimina acidul uric. Și dacă vă gândiți la un lucru, gândiți-vă un pic ce s-ar întâmpla dacă un om n-ar putea să urineze. Da? Toată toxina se duce în corp, deci e ca atunci când un om trebuie să facă dializă. Dar bineînțeles, o albină n-are această, să zic așa, acest însușire să-i poți face dializa albinei. Eu cred că s-ar gândi cineva la așa ceva. Important este să o ținem în frâu. Ceea ce e important e că nu se tratează ca și nosemoza, deci cu ceea ce tratăm nosemoza nu are niciun efect asupra amibiozei. Este mult mai răspândită decât se crede. În anii cu mortalitate mare a familiei de albine cu mortalitate mare, cum a fost anul trecut în țară, se spune că amibioza și nosemoza conlucrează la un loc. Deci albina este infectată cu ambii patogeni. Deci, cum putem identifica noi? Nu prea putem identifica. Ea face diaree în stup. Este important este că se găsește numai la albina de iernat în mare parte, fiindcă ca să se înmulțească acest patogen trebuie să stea în albină cam 3-4 săptămâni, iar albina de vară cam moare în acest timp. Se contaminează albina, se infectează albina cu acest parazit. Se infectează prin ingerarea hranei infectate, deci prin infectarea hranei infectate se infectează și prin fagurii vechi pe care albina a eliminat acest amibioz, acest parazit. Cum am spus, trebuie
Eu am renunțat, cum am zis și la nosemoză, la adăpătoarele externe, fiindcă este una din cele mai importante surse prin care se poate îmbolnăvi colonie de la colonie, deci prin apă. Vine o albină bolnavă, pune fecale în apa respectivă și ajunge ca un singur chist de amibioz să ajungă într-o albină și în 3 săptămâni se fac 500.000 de chisturi, deci cred că nu scapă nicio albină neinfectată. Albina moare, nu trăiește foarte mult, fiind infectat cu acest parazit. Ca și nosema și amibioza, e foarte, foarte destructivă pentru albină. Acum, știind aceste lucruri, mulți care au pierdut albinele și se uită acum la acest film o să-și pună întrebarea că oare a avut și amibioză și nosemoză. Da, e posibil să fie avut, mai ales că în România, când se duce la un laborator să se analizeze bolile, o să observați că se duce și la laborator se va spune ori nosema, ori varoa. Fiindcă pentru amibioză se fac alte teste de laborator mult mai costisitoare, laboranții trebuie să aibă o specialitate anume ca să poată să detecteze acest parazit și nu cred că cineva ar face un test de amibioză care costă foarte mult, doar să afle de ce au murit albinele. Punând cap la cap toate acestea, o să continui și mâine cu încă un filmuleț, tot despre boli, bineînțeles, voi continua cu boli, cam câte am aflat eu despre boli, o să vi le zic și dumneavoastră, celor care sunteți interesați de sănătatea albinelor dumneavoastră, nu neapărat că ar fi bolnave și la dumneavoastră, dar să puteți cât de cât să vedeți cât de important este, în primul rând, igiena în stupină și cât de important este să fiți atenți la achiziționarea albinelor și acum cu acești doi paraziți, nosema și amibiaza, cât de important este să avem grijă de sursa de apă pentru albine, să fie cât mai curată și să nu aibă acces alte albine la cele surse de apă. Fiindcă ne lovește câteodată câte un lucru și deci a murit nosema, gata, s-a rezolvat, s-a pus diagnosticul. Din păcate nu-i chiar așa. Bine, pe ziua de azi asta a fost, amibioza, soră cu nosema, deci cam atât am avut de spus. Numai bine!